Horoscopul zilei de 28 septembrie. Berbec. Acordați atenție sectorului romantic, stabiliți ce tip de relație căutați, una de scurtă durată sau un partener de cursă lungă. Faceți schimbările dorite atât în planul alimentației cât și al activității fizice. Aveți putere pentru un nou început. Nu trageți concluzii pripite, nu vă considerați nedreptățiți până nu vedeți exact situația financiară. Taur. Cei din jur vă apreciază dacă se pot baza pe stabilitatea programului și pe simțul practic. Verificați sursa substanțelor sau alimentelor pe care le ingerați. Consecințele pot fi neplăcute. Vă lăsați intimidați de cei din jur și nu vă apărați punctul de vedere cum ar trebui. Nu uitați că și vocea voastră este importantă. Gemeni. Aveți ocazia unui nou început legat de o relație cu suișuri și coborâșuri, discutați clar termenii. Acceptați restricțiile. Anumite alimente sau exerciții pur și simplu nu sunt benefice. Nu mai este cazul să vă plângeți de milă. Aveți șansa să obțineți venituri suplimentare. Rac. Urmăriți-vă inima, dar cu cap. Bucurați-vă de momentele și atmosfera romantică, dar nu faceți declarații extravagante. Tratați-vă cu blândețe. Nimeni nu are puterea să vă facă fericiți sau nefericiți decât în măsura în care permiteți. Sunteți împinși de la spate să acționați și să faceți achiziții. Partea pozitivă e că se dovedesc de bun augur. Leu. Dacă simțiți că aveți nevoie de spațiu în anumite relații, discutați cu cei în cauză. Nu vă retrageți brusc. Treceți prin procese de auto-învinovățire și stări de melancolie. Căutați să vă odihniți și să vă relaxați. Citiți actele de două ori și cereți lămuriri, mai ales cu răspundere în contractele unde sunt bani comuni la mijloc. Fecioară. Să păstrați o relație presupune muncă și ajustare constantă. Nu vă descărcați tensiunea pe partener. Să cedați poftelor și dorințelor de moment este benefic, dar nu impulsiv și nu la nesfârșit. Fiți mai cumpătați. Acordați un vot de încredere partenerului și acceptați cu deschidere sugestiile acestuia. Balanță. Nu vă pierdeți elanul. Dacă nu aveți chef să ieșiți, organizați o întâlnire acasă. Vă adunați forțele și realizați mai multe decât vă propuneți. Aveți energie și poftă de viață. Sunteți protejat. Nu luați pe bune previziunile optimiste și puneți bani deoparte. Fiți pregătiți pentru provocări. Scorpion. Aveți abilitatea de a ieși cu reputația nepătată chiar dacă lucrurile par să meargă contrar dorințelor. Profitați! Tăria mentală vă permite să nu lăsați niciunul din factorii externi să vă afecteze credința în tratamentele începute. Întrebați de ce și sondați mai adânc motivația din spatele unor cheltuieli ale partenerilor. Inițiați discuții. Săgetător. Trăirile afective sunt intense. Dragostea la prima vedere nu este exclusă. Fiți cu ochii în patru. Aveți parte de elan din abundență, atât la nivelul mental cât și fizic. Căutați cadre de referință, învățați din experiențele trecute și apoi luați decizii legate de banii suplimentari. Capricorn. Relaționarea e zbuciumată. Vă hotărâți ce vreți, apoi vă răzgândiți, iar ceilalți nu prea mai știu cum să se comporte. Ceva pe fundal pare să vă deranjeze, nu știți ce e în neregulă. Urmați regimul normal fără schimbări majore. Asistați la lupte de putere în care dacă vă implicați, puteți alege să vă alăturați taberei greșite. Vărsător. Vă reîncărcați bateriile din interacțiunea cu familia și cu prietenii. Evitați grupurile largi de persoane. Nu uitați de sport. Nu motivați lipsa de timp și exersați cât de puțin și acasă. Vă regenerați rapid. Pentru a obține profit, trebuie întâi să faceți investiții. Stabiliți un buget maxim. Pești. Abordarea prietenoasă a celor din jur vă aduce mai multe reușite decât dacă sunteți brutal de sincer. Atitudinea contează. Starea interioară este bună și vă ajută să faceți față cu brio la orice provocare externă. Faceți activitate mai intensă. Orice dilemă o rezolvați cu ingeniozitate. Aveți inspirație și puteți risca o sumă de bani cu anumite idei originale.